Vrem să vedem în discuția următoare în ce măsură acest val de entuziasm este justificat, în ce măsură modificările care au fost aduse la legea adopției sunt de măsură să producă efecte sistemice și de aceea ne bucurăm că alături de noi este domnul Ciprian Buhuș, pe care doamna Gabriela Coman l-a desemnat să participe la această discuție, atât datorită faptului că dumnealui este șeful Serviciului de Control în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, dar și datorită faptului că a făcut parte din grupul de lucru pentru normele de aplicare ale noii legi a adopției, și doamna Elena Carabineanu, care este avocat în cadrul Societății de Avocați Rațiu în Rațiu. Și le mulțumesc pentru prezență. Vom avea o scurtă de dezbatere cu câteva întrebări, după care aș dori să puneți dumneavoastră întrebări. Vom da ocazia tuturor celor care doresc să pună o întrebare să o facă. Rugămintea este să fie întrebări punctuale, întrebări focalizate și să ne spuneți cui le adresați. Domnule Buhuș, dacă după ce ați parcurs tot acest proces de elaborare a normelor, dacă ar fi să numiți trei lucruri pe care le considerați cele mai importante din modificările care au fost aduse la legea adopției, pe care le-ați nominalizat. Bună ziua tuturor! Sigur că e foarte dificil să vorbești într-o sală cu atâta lume, pe de o parte. Pe de altă parte, după două prezentări extrem, extrem de importante și de emoționante, sunt o serie întreagă de aspecte care nouă ne sunt dragi în ceea ce se întâmplă în adopție, apropo de proiectul legislativ care tocmai a intrat în vigoare, proiect care nu s-ar fi putut fără societate civilă și fără ajutorul Paulei. Acum, mi-aș cerut să spun trei, e greu să spui ce anume e mai important. Cred că cel mai important lucru este că ne-am propus să limităm oarecum șederea copilului în sistemul de protecție specială, să-l aducem cât mai rapid în zona de adopție. Ne-am propus oarecum să simplificăm procedura pentru adoptatori și asta însemnând pe de o parte procedura de obținere a atestatului prin diminuarea numărului de documente necesare de a fi depus, scurtarea termenelor de evaluare și poate prelungirea valabilității, pe de o parte, a atestatului persoanelor adoptatoare, iar pe de altă parte a situației copiilor care sunt declarați adoptabili, în sensul că nu trebuie reluat demersul la fiecare 2 ani în ultima vreme, un an înainte, de lucru cu familiile biologice, dacă acest demers a fost deja epuizat. Doamna avocat, dumneavoastră, ce părere aveți? În ce măsură lucrurile despre care vorbește domnul Buhuș vor crea efectiv, va duce la creșterea numărului de copii adoptabili în România? Bineînțeles că aceste măsuri sunt de bun augur și sunt salutate cu entuziasm de toate persoanele implicate sau care ar dori să se implice într-o procedură de adopție. Până acum, mentalitatea colectivă a fost una că procedura este deosebit de greoaie și dificil de urmat. Familia sau persoana care dorea să adopte, fiind de multe ori pusă în situația de a aștepta fără a putea practic face nimic. Ori noua procedură, zic eu, vine și implică mai mult familia, inclusiv prin desemnarea unui responsabil de caz pentru familie. Și familia are de această dată personal calificat care să asigure un ajutor, o îndrumare în acest demers. Acum și scăderea termenelor benefice și pentru familie și pentru copil. Bineînțeles că sunt o modificare pozitivă care sperăm să o vedem efectiv aplicată. Domnul Buhuș, menționați mai devreme scăderea perioadei până la declararea adoptabilității. Puteți să ne dați niște termene? Ce înseamnă această scădere? Legislația anterioară anului 2012, când s-a modificat prima dată norma legală în adopție, nu prevedea niciun fel de termen dincolo de care un copil poate deveni adoptabil. Erau doar proceduri care trebuiau realizate. Cu alte cuvinte, era lăsat la discreția managerului de caz. S-a stabilit un termen de un an, dincolo de care copilul ar trebui să fie adoptat dacă procedurile prealabile, adică de lucru cu familia și de identificarea rudelor, erau finalizate. Iar în momentul de față au fost introduse noi modificări în legislație, și anume în situația cu părinților care au copilul în sistem din motive imputabile, deschiderea de procedură de adopție ar putea avea loc după 6 luni de demersuri,
Și de asemenea există posibilitatea ca anterior, înaintea împlinirii acestui termen, să poți face deschidere de procedură de adopție dacă părintele și rudele nu sunt interesați în mod efectiv să preia copilul în familie, nemai fiind necesar ca ei să declare înscris acest lucru, specialistul putând să întocmească documentația și să ceară deschiderea de procedură. Cu alte cuvinte, dacă este o situație în care se poate demara mai repede deschiderea adoptabilității, se poate face chiar înaintea acestui termen de 6 luni. Nu este nevoie să se aștepte acest termen de 6 luni, respectiv un an, dacă părinții au fost identificați. Da, în mod normal se poate și înainte acestui termen, dacă procedurile sunt finalizate și dacă specialistul apreciază că poate trece peste refuzul lor vădit de a se ocupa de copii. În discuția pe care am avut-o la ANPDCA împreună cu alți membri ARFO, ați menționat la un moment dat despre un termen de 5 zile după trecerea termenului de 6 luni, respectiv un an, de la care managerul de caz are obligativitatea de a deschide procedura de adopție. Trebuia pus un termen în legislație vis-a-vis de momentul în care, după finalizarea procedurilor, ar trebui să stabilești finalitatea planului ca fiind adopția. Și în legislație există obligația legală ca acest specialist să stabilească finalitatea planului în 5 zile și să transmită documentația către compartimentul de adopții pentru a realiza procedurile ulterioare. Da. Și dacă managerul de caz nu face lucrul acesta? Dacă managerul de caz nu face lucrul acesta, sunt două perspective asupra situației. Pe de o parte, ai putea să-l tratezi pur și simplu din perspectiva neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu, care, între noi fie vorba, ar putea să constituie și o contravenție, dar, dincolo de asta, poate face obiectul unei cercetări administrative. Ok. Și, deci, managerul de caz, practic, riscă o contravenție dacă, în mod nejustificat, nu deschide procedura adoptabilității. Se aplică managerului de caz în mod specific. Sau o sancțiune administrativă, da. Ok. Unde se pot face plângeri în cazul în care vedem astfel de lucruri și am dorit să le sesizăm? Verificarea unor astfel de aspecte ne aparține în totalitate, adică ok, deci ANPDCA, serviciul de control. Doamna avocat, noua lege prevede statutul de copil greu adoptabil. Ce înseamnă asta? Da, până acum definiția pe care și eu am căutat-o și am găsit-o în literatura juridică era una cât se poate de echivocă și, practic, aduna la oaltă toți copiii care se aflau în sistemul de îngrijire a statului. Copil cu vârstă peste 3 ani sau apartenență la o categorie sau etnie minoritară sau un copil cu afecțiuni ori emoționale, ori fizice, ori psihice. Astfel erau toți copiii puși în această categorie. Prin normele metodologice la noua lege sunt definiți copiii drept greu adoptabili, drept cei care pentru care timp de 9 luni nu s-a reușit potrivirea practică sau deși aceasta s-a inițiat, a eșuat. Adică acești copii greu adoptabili nu reprezintă neapărat copii cu probleme fizice, psihice sau de orice altă natură, ci copii pentru care a fost depășit un termen de 9 luni spus de lege. Ok, deci vorbim despre termenul despre care ne vorbea domnul Buhuș, după care s-a deschis adoptabilitatea copilului, da, au trecut 9 luni de zile, timp în care nu a fost adoptat și intră în această categorie de copil greu adoptabil. Da. De ce a fost instituită această categorie de copil greu adoptabil? Care sunt diferențele față de Diferența este că în acest caz, responsabilul de caz al copilului trebuie să efectueze niște demersuri suplimentare în găsirea unei persoane sau unei familii adoptatoare. Este introdusă necesitatea creării unui profil al copilului. Profil care, pe lângă, bineînțeles, informațiile esențiale, nume, prenume, vârstă, aptitudini, trăsături, abilități ale copilului, poate conține inclusiv mesaje vocale sau imagini video cu copilul. Cu alte cuvinte, direcțiile pot realiza prezentări ale copilului, inclusiv prin interviuri cu oamenii care au avut grijă de copil și așa mai departe, care să fie prezentate posibilor adoptatori. Da, bineînțeles. Și în această situație
sentimentele de empatie oricum vor crește. Familiile au posibilitatea de a cunoaște copiii pe care altfel poate nu i-ar fi întâlnit niciodată. Adică se asigură o mai mare aplecare asupra acestor categorii de copii greu adoptabili și în această situație, bineînțeles că numărul de copii efectiv adoptați din aceste categorii ar putea crește. Deci o familie care vrea să adopte un copil greu adoptabil se poate duce la direcție și poate să vadă toate aceste profile fără să mai treacă prin sistemul în care îi se pune un dosar pe masă, acceptă sau refuză și după al cincilea dosar este scos din rând. Sau, domnul Bucuș, ne răspundeți dumneavoastră la întrebarea asta? Întâi de toate o singură precizare. Profilul nu conține ambele nume și numele și prenumele pentru că se dorește a păstra până la momentul potrivirii confidențialitatea asupra unor date. Dincolo de asta, profilul este, așa cum spunea domnul avocat, o procedură suplimentară de identificare pentru un copil a unor adoptatori, numai că de data asta se face, cum să zic, un alt fel de matching, un matching țintit pentru niște copii cu niște nevoi particulare. Asta pentru că dacă au ajuns în situația să fie de peste 9 luni în sistemul de adopții și dacă nu au reușit să fie incluși într-o procedură de adopție, este posibil ca ei să fie frați mai mari de vârstă, pot avea dizabilități, pot fi copii pe care au fost refuzați în alte proceduri. Însă reamintesc că mai devreme vorbeam cu toții de deschiderea pe care a trebuit să o creștem un pic și am avut situații în care am văzut copiii care au fost adoptați internațional și pe care în România n-a vrut nimeni să-i adopte și mă refer la adopția internațională de zilele astea, care funcționează în prezent. Adopția internațională astăzi înseamnă că cetățeni străini adoptă copii români, o să discutăm și cetățeni români cu rezidență în străinătate. Cetățean român sau cuplu mixt? Sau cuplu mixt, da, adoptă cetățean român și după aceea celălalt însă, cetățean. Adoptă împreună, fără nicio problemă. Însă, ce vreau să spun este că un copil de 4 ani jumătate, care arăta impecabil și pe care niciun român n-a avut oportunitatea să-l vadă fizic, mergând doar pe descrieri, a plecat într-o adopție internațională în condițiile în care sunt convins că dacă adoptatorii români l-ar fi văzut și ar fi dorit să intre într-o procedură de potrivire. Deci raționamentul acestui, să-i spunem așa, profil, este să creăm posibilitatea ca acești copii să fie și văzuți și eventual doriți pe baza descrierilor apropo de ceea ce își doresc, cum sunt și ce aptitudine au, să putem încerca o adopție domestică. Doamna avocat, acum avem o nouă lege, însă gândind în perspectivă, care credeți că ar fi lucrurile care ar mai trebui schimbate pe viitor? Bineînțeles, trebuie să așteptăm să vedem cât de bine și eficient se aplică această lege modificată. Ce am mai putea schimba? Noua lege vine și dezvoltă o relație mai mare între direcții și organismele private acreditate. Cred că ar trebui să subliniem această relație și importanța acestei cooperări. Au fost aduse atribuții suplimentare, organismelor private? Da. Despre ce vorbim? Ce fel de atribuții? Inclusiv prin evaluarea adoptatorilor și primirea cererilor de la persoanele sau familiile adoptatoare, realizarea unei evaluări inițiale de către organismele private acreditate. Eu consider că pe același raționament s-ar putea merge mai departe și s-ar putea oferi anumite atribuții organismelor și în procesul potrivirii inițiale sau potrivirii practice. De asemenea, s-ar putea delega atribuții, este de domeniul evidenței faptul că personalul calificat este cu mult depășit de volumul efectiv de muncă pe care îl are la nivel de direcții. Și în acest motiv consider că o cooperare și o delegare de atribuții către organisme ar putea beneficia tuturor părților implicate. O modificare care, în opinia mea, ar fi importantă ar fi declararea copiilor adoptabili, a cât mai mulți copii adoptabili, pentru că este și cu toții știm că reintegrarea în familie este dezideratul, însă de multe ori realitatea crudă este că acest lucru nu este posibil, fie din cauza familiei nu poate fi găsită, fie pentru că acest lucru nu deservește interesului superior al copilului. Și în această situație consider că o reglementare mai bună a condițiilor în care copiii ar putea fi declarați adoptabili ar fi de dorit. Domnul Bucuș, ați ridicat din sprânceană.
Spuneți-mi care sunt lucrurile care considerați dumneavoastră că dacă vor fi bine puse în practică, această lege va aduce modificări sistemice. Eu ridicam din sprânceană pentru că totuși cu totul alt motiv. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție vede adopția ca ultima soluție. Și plecând de la raționamentul ăsta, trebuie să subliniez că pentru noi este extrem de important să reușim să scurtăm perioada de ședere a copilului în sistem, întâi de toate, să reușim să ducem pe cât posibil, cât mai rapid copilul în familie și nu numai asta, ultima noastră strategie vorbește de cu totul și cu totul altceva, de prevenirea copilului de separare. Cu alte cuvinte, ne propunem să schimbăm un pic direcția. Da, dacă nu există șanse reale de reintegrare a copilului în familie, atunci da, soluția este adopția și asta cât mai repede. Dar este ultima variantă pe care o luăm în calcul. Cert este că este un continuum între prevenirea separării copilului de familie, unde avem probleme majore, unde avem insuficiente servicii dezvoltate la nivel local, unde avem insuficiente servicii de suport pentru familii și continuum merge mai departe cu separarea copilului de familie și scurtarea perioadei de ședere. Doar dacă reintegrarea nu este posibilă, atunci da, adopția ar fi soluția. Da, cred că suntem toți de acord cu asta. Okay. Care sunt lucrurile pe care le-ați văzut dumneavoastră în noua lege și care credeți că dacă bine puse în practică vor aduce modificări sistemice și statisticile vor arăta cu totul diferit în următorii 2, 3, 4 ani? Acum, în sală sunt o serie de colegi cu care am lucrat la norma legală și cu toții știm că legislația noastră nu e tocmai rea. N-a fost niciodată tocmai rea, din 2012 încoace, cu atât mai mult. Problema fundamentală este că legislația, pe de o parte, sau doar legislația, nu poate fi suficientă în a aduce rezultatele. Avem nevoie și de implementarea ei în mod corect. Și de implementarea ei sau implementarea ei depinde foarte tare de resursa umană. Spunea colega noastră mai devreme că este cunoscută lipsa resurselor umane. Nu doar despre asta este vorba, de profesionalizarea lor, de modul în care pun în practică deontologia profesională și alte asemenea. Deci este un cumul de factori. Dar, plecând de la ceea ce ați întrebat mai devreme, cred că în legislația noastră actuală, faptul că s-au stabilit niște termene, dincolo de care ar trebui să ai o soluție pentru copil, este un lucru foarte, foarte bun. Mulțumesc. Din acest moment vom prelua întrebări din sală. Așadar, dacă aveți întrebări, acum este momentul. Deschid eu. Aș vrea să vă întreb care este strategia autorității legat de faptul că, din cercetările mele, a rezultat că, de exemplu, la Constanța se fac 100 și ceva de adopții pe an, iar la Bistrița se fac 2. De ce există aceste diferențe? De ce într-o direcție lucrurile merg și într-o altă direcție nu? Ce se întâmplă cu direcțiile unde nu există personal, tot așa, din documentările pe care mi le-am făcut, rezulta că existau direcții în care la compartimentul de adopții lucra o singură persoană. Posturile la acel moment erau blocate, nu se puteau face angajări, mă rog, în opinia mea, managerul ar fi putut să delege în sarcină și către alți angajați. În acest moment, care este strategia legată de asta? Să existe o activitate unitară în toate direcțiile? Al doilea aspect și a doua întrebare, nu vreau să vă încarc, este legată de, aveam mai multe în minte și vreau să, legată de asistenții maternali, câți aveți în acest moment, care este lipsa de personal și care este, ce urmează în continuare pentru copii aflați în asistență maternală, ajunși la vârstă mare pe care știm că toții românii nu vor să-i adopte. De fapt, sunt trei întrebări. Una este legată de numărul de... Una este legată de numărul de adopții realizate într-un județ, ați nominalizat dumneavoastră Constanța, comparativ cu alt județ în care sunt mai puține, și o să le iau pe rând. În mod evident, caracteristicile demografice dintr-o zonă sau alta și culturale sunt diferite. Spre exemplu, se constată că sunt câțiva poli ai sărăciei în România și știți foarte bine că avem niște studii elaborate acum vis-a-vis de care am început o intervenție. În mod evident, nu vom avea în Harghita niciodată același număr de copii adoptabili ca în Constanța, ca în Iași sau ca în alte zone. Pentru că, întâi de toate, numărul de copii din sistemul de protecție este diferit.
Asta pe de o parte. Este posibil ca și demersurile să fie diferite, iar aici putem interveni apropo de punerea în practică în mod unitar a legislației. Mergând mai departe, m-ați întrebat despre zona de asistență maternală și vă spuneam că strategia noastră deja pusă în practică și știți foarte bine că avem niște proiecte de servicii sociale integrate, vizează mai degrabă prevenirea separării copilului și nu extinderea serviciilor specializate. Cu alte cuvinte, încercăm să mutăm greutatea spre zona comunitară și nu spre sistemul specializat. Sunt în jur de 17.000 de asistenți maternali, dar nu cred că ne intenționăm, cu siguranță nu intenționăm extinderea acestei zone, ci să ducem serviciile cât mai aproape de cetățeni, astfel încât să nu mai apară copilul în sistem. Doar ca ultimă resursă lăsăm asistența maternală ca un serviciu disponibil. Și nu în ultimul rând m-ați întrebat de lipsa personalului din structurile de adopție. Deja legislația permite ca în cadrul direcției pentru adopție să lucreze și alte persoane din afara compartimentului de adopție. Deci prin modificarea actuală, realizând că nu există suficiente resurse strict pe compartimentul de adopții, specialiști din alte compartimente pot să desfășoare activități dacă au o minimă pregătire. Dacă în acest moment mai sunt copii în spitale care n-au ajuns în sistemul de protecție pentru că nu existau asistenți maternali care să-i preia? Trebuie să mărturisesc că știu istoria despre care vorbeați cu copiii din spitale care au rămas mai perioadă mai lungă, bănuiesc că vorbeați de Iași. La acest moment noi nu avem indicii că ar exista. Este posibil ca în timpul în care vorbim, în fiecare dintre spitalele din țară să fie părăsit câte un copil. Problema pe fond nu este faptul că sunt părăsiți copiii în spitale, problema pe fond este că avem în continuare copii fără identitate părăsiți în spitale. Și asta este o nouă reglementare pe care încercăm să o verificăm acum, vis-a-vis de modul de punere în practică a legislației vizând stabilirea identității copilului, lucru spital, direcție și comunitate. Adică și aici ne propunem o altă abordare și anume aceea în care copilul părăsit în spital să nu mai fie fără identitate. Mai avem timp pentru două întrebări. Așadar, primele două mâini ridicate. Haideți în față. Veniți în față. Două persoane pot să vină în față și să pună întrebări. Ok. Vreau să pun o întrebare legată de persoanele care, în general bărbații, care își bat femeile și ajung aceste mămici uneori cu copii alungate de acasă. Dacă se gândește să se creeze o lege pentru ca aceste persoane violente să fie chiar private de libertate, pentru că nu văd rostul a trăi în libertate și a crea traume propriei familii. Mulțumesc! Trebuie să vă mărturisesc că nu este domeniul meu de competență și n-aș putea să vă spun decât ceea ce cred eu despre acest subiect. În mod evident, există legislație penală și există legislație care permite restricția, limitarea prezenței persoanei abuzive lângă persoana abuzată. Însă despre acest domeniu nu pot să vă răspund pentru că nu sunt competent. Există legislație penală, într-adevăr. Există mijloace procedurale prin care se pot obține inclusiv ordine de protecție. Din cunoștințele mele există și anumite centre, mama și copilul, în care femeile pot merge. Sincer să vă spun, nu știu cât de multe din aceste centre funcționează efectiv și câte femei pot beneficia de un ajutor real din partea persoanelor angajate la aceste centre. Însă, din punct de vedere penal, o răspundere penală există. Din păcate, în cele mai multe cazuri, sub imperiul unui impuls de moment, femeia merge, face plângere, iar ulterior o retrage. În legătură cu această situație, nu se poate face nimic. Este dreptul fiecărei persoane de a continua sau de a retrage o plângere penală. Și acum o ultimă întrebare. Aș dori să știu ce se face în mod concret în prevenirea abandonului. Abandonul are multe forme. Acum o să încerc să vorbesc probabil de o parte dintre formele abandonului și nu mă refer la abandonul școlar,
Bănuiesc că aveam în vedere abandonul copiilor de către părinți și în mod concret bănuiesc că vă referați la ceea ce spuneam mai devreme despre legislația specifică pentru prevenirea abandonului copilului în spital și stabilirea identității lui. În mod concret, legislația stabilește foarte clar că încă de la momentul internării unor mămici însărcinate sau cu copii care prezintă vulnerabilități în ceea ce privește posibilitatea abandonului, să se facă identificarea lor și să se comunice cu autoritățile locale astfel încât să prevină părăsirea copilului în spital. Asta este una dintre normele legale care prevă lucrul ăsta. Pe de altă parte, există deja câteva programe pilot, cum este unul la Bacău, făcut cu UNICEF și Banca Mondială, în care ne propunem încă înainte ca aceste persoane să ajungă în spital, să le identificăm pe plan local și să facem o cartografiere, dacă vreți să spunem așa, a familiilor cu copii aflate în vulnerabilitate. Este un program pilot pe care, prin strategie, ne-am propus ca în perioada imediat următoare să-l implementăm la nivel național. Se face o evidență a tuturor familiilor cu copii aflați în situație de risc. Sunt două dintre lucrurile concrete pe care am încercat să le facem în ultima vreme pentru prevenirea abandonului. Sperăm ca aceste scurte discuții să fi contribuit la clarificarea câtorva dintre aspectele privind noua legislație. Vă mulțumim mult pentru prezență și vom continua discuțiile ulterior.